Municipalitatea a hotărât să supraimpoziteze 6 terenuri din drobeta Turnul Severin din cauza că sunt neigienizate de foarte mult timp. Au fost trimise în teren comisii care au somat mai întâi proprietaria peste 80 de terenuri. O mare parte dintre ei s-au apucat de treabă și și-au curățat proprietatea. Însă alții se vor trezi cu impozite cu 500% mai mari. Peste 80 de proprietari de terenuri din drobeta Turnul Severin au fost somați pentru a-și curăța suprafețele pe care le dețin. O mare parte dintre ei s-a conformat, însă pentru 6 dintre aceștia se va aplica măsura supraimpozitării. Pentru că nu au răspuns apelului autorităților, vor plăti impozite mai mari cu 500%. Am găsit de-a lungul timpului foarte multe terenuri neîngrijite. Nu au niciun fel de gard, pe unele dintre ele chiar veneau alți cetățeni și aruncau gunoaie pentru că le vedeau neîngrijite, le vedeau, să zic așa, libere. Legea îmi permite, sau legea ne permite să facem această supraimpozitare, adică cei care nu își curăță terenurile, nu și le păstrează curate, nu au grijă, nu și le împrejmuiesc, pot plăti un impozit de 5 ori mai mare. Am luat la rând toate terenurile cu probleme din oraș, cu o comisie, așa cum ne permite legea, le-am făcut notificări proprietarilor, i-am avertizat că există riscul dacă nu continuă, dacă nu își îngrijesc terenul, continuă să-l păstreze neîngrijit, pot plăti această supraimpozitare. Zona în care domină astfel de terenuri este Calea Cernețiului. Acolo au fost identificate cele mai multe terenuri care sunt pline de resturi menajere sau de mărăcini. A fost constituită o comisie pentru inventarierea, evaluarea terenurilor care sunt neîngrijite, deținute de persoane fizice sau juridice. Din această comisie face parte și un reprezentant din cadrul Poliției Locale. În urma acestor activități au fost evaluate peste 80 de terenuri. O parte dintre proprietarii acestora au fost somați în vederea luării măsurilor de igienizare și întreținere. În mare parte dintre acestea s-au și conformat. Sunt în lucru pentru supraimpozitare propuse în final doar 6 terenuri. Decizia de supraimpozitare a celor 6 terenuri se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local, care va avea loc joi.